Călie Olguța Vasilescu face declarații după audieri. Între ele chiar erau foarte interesante și mi-ar fi convenit să le explic, dar nu niciun fel de problemă, le voi detalia oricum, pentru că în perioada următoare voi lucra foarte aproape comisiile de muncă și egalitate de șanse, deci avem destul timp să ne întâlnim și să dezbatem. Dar nu mi se pare că s-a făcut totul pe repede înainte, devin audierile mai credibile? Eu cred că nu este vina noastră că s-a făcut totul pe repede înainte. Eu cred că ar fi trebuit să avem deja un guvern aprobat până la sfârșitul anului trecut, astfel încât să putem să ne apucăm de proiectul de buget și până la 15 ianuarie să-l fi și aprobat. Din păcate, însă, acest lucru nu s-a întâmplat și asta ne obligă pe noi în perioada următoare să lucrăm pe proiectul de buget. Vreau să vă spun că dacă voi fi investită de Parlament astăzi, mâine, după ce voi face predarea primirea, primul lucru va fi să mă întâlnesc cu Comisia de Buget, cu Direcția de Buget din cadrul Ministerului, ca să începem să lucrăm deja pe proiectul de buget pentru anul 2017, pentru că suntem întârziați. Nu e vina noastră că s-a întârziat, mulțumiți-i cu-i trebuie. Dacă îmi permiteți, urmează să aveți o discuție cu el, să vă spun exact care este tot. M-a sunat ieri domnul ministru, m-a întrebat dacă am nevoie de ceva pentru audieri să... îmi spune să-mi dea detalii, am spus că nu am nevoie de nimic pentru că am un program de guvernare pe care trebuie să-l aplic în perioada următoare și pe care îl cunosc foarte bine și a rămas ca mâine, pentru că astăzi este investirea și probabil de seară foarte târziu prima ședință de guvern, mâine dimineață să merg și să preiau totul la ministru. Foarte multe dintre aceste măsuri sunt pe fonduri europene, programul operațional Capital Uman, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de asemenea fondul european social. Îmi permiteți o curiozitate, în contextul în care Ministerul Muncii are în vedere și protecția copiilor, care este numărul de telefon pe care trebuie să-l apeleze copiii care sunt abuzați? Era ceva cu 6, dar nu mai știu să vi-l spun. Așa este. 116, exact. Știți, copilul meu sper să nu-l apeleze niciodată. După cum puneți în legătură cu îngrijirea vârstnice. Avem deja programul de guvernare pe care l-am prezentat. Cred că puteți să vă spicuiți de acolo totul. Vă mulțumesc foarte mult. Scrie în programul de guvernare, este în al doilea trimestru la acestui an. Mulțumesc!